o companie care funcționează de multă vreme în zona Vânjumare, Rogova. Este un areal în care mai există și o altă cramă în foarte mică apropiere, vorba de Vinarte. La o distanță, practic suntem în aceeași localitate, Rogova. Unii la intrarea Rogova, pe arealul de dealul Țiganului, așa se numește zona, ceilalți la ieșirea Rogova, pe viaductul Stârminei, acolo unde este Vinarte. Deci arealul este unul foarte bogat. La 7 km este vie, vin Vânjumare, domeniile Vânjumare cu iarăși un areal foarte, foarte interesant. 20 de km în linie dreaptă Oprișorul și așa mai departe, detaliile pot continua, dar cred că trebuie să ne oprim în zona respectivă. Un element important este că n-aș vrea să mă credeți pe cuvânt în ceea ce vă spun, ceea ce urmează, în sensul că aș vrea să verificați și să mergeți acolo să vedeți cum arată, ce se întâmplă, este, dacă vreți, o mică Toscană, pentru că este un climat mediteranean, cu foarte mult soare, cu temperaturi foarte ridicate, dar și un vânt foarte persistent, care acel vânt, vara, atunci când strugurii încep să se coacă, ajută la împiedicarea supramaturării și trecerii lor într-un alt stadiu din punct de vedere al acumulărilor pe care ei le au. Asta ce înseamnă? Înseamnă că putem să obținem vinurile așa cum ne propunem. De la mersul coacerii, fie că ne dorim o aciditate ridicată sau ne dorim o supramaturare pentru un vin, de exemplu, alb dulce pe care îl propunem pentru învechire, sau ne propunem vinuri roșii din care să obținem rozeuri extrem de proaspete, extrem de ofertante, să zicem, vara. Din punct de vedere număr de hectare, domeniile Dascălu are 110 hectare în arealul Rogova, Poroinița, chiar și Nicolae Bălcescu. Sunt trei localități în care se regăsesc cele trei ferme ale companiei. Crama este pusă fix pe dealul Țiganului în vârf. De acolo se poate vedea Dunărea. Foarte, foarte ușor. Este o priveliște pe care chiar vă rog să nu mă credeți pe cuvânt, să mergeți să o vedeți singuri. Și de fiecare dată când te duci acolo, un element specific care este foarte interesant și de fiecare dată am observat de cei care merg, e o pasăre specifică zonei care se cheamă prigonie. Care doar acolo se găsește, în arealul, nu știu, poate doar în sudul, în zona de sud al țării, pentru că e o zonă foarte călduroasă și ei îi priește, îi place, se dezvoltă foarte mult acolo și arată într-un fel în care trebuie să recunoaștem că ne face mare mândrie să știm că o avem. Deci nu avem doar vinuri, avem și elemente gen prigorie cu care ne identificăm din punct de vedere specificului zonei.